se trobava là. Bună dimineața, bună ziua! Vă mulțumim pentru participarea la conferința de presă privind derularea campaniei de vaccinare în Republica Moldova. Sunt Cernele Denis, secretar de stat în Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, împreună cu colegul meu, medic epidemiolog Agenției Națională de Sănătate Publică, Vyacheslav Guțu. Întâi de toate, informăm succint privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 la nivel local și regional. Conform clasamentului european, Republica Moldova ocupă locul 32 din cele 44 de țări. Incidența pentru ultimele 14 zile în Republica Moldova constituie 46 de cazuri, comparativ cu 28 de cazuri la 100.000 populații, urmă cu două săptămâni. În continuare, pe continentul european se constată o creștere a numărului de cazuri. Rata incidenței pentru ultimele 14 zile constituie 233, deci cu un număr de practic 8 ori mai mare ca în Republica Moldova. Datele din Republica Moldova ne arată că pentru săptămâna precedentă, săptămâna 30, avem o creștere cu tocmai 36% a numărului de cazuri pe săptămână. Mai exact 925 de cazuri noi față de 678 cazuri, dintre care 63 de cazuri fiind de import. Turcia 10 cazuri, Marea Britanie 8 cazuri, Italia 7 cazuri, Franța 7 cazuri, Spania 6, Germania 5 cazuri, Rusia și România câte 4 cazuri, astfel putem urmări că numărul cazurilor confirmate de import sunt în creștere semnificativ. Aceasta, desigur, sunt datorate și perioadei de vacanță, când persoanele interacționează cu oameni care vin din zone cu probleme epidemiologice reale. De menționat că din totalul de cazuri de 925, 303 cazuri confirmate au fost înregistrate în raioanele din stânga Nistrului. Practic, estimările pentru rata bazală de reproducere a cazului ne arată că în momentul de față acest coeficient este în jurul valorii de 1,18 pentru ultimele 14 zile. Astfel, există o posibilitate de a înregistra în perioada următoare o creștere a numărului de cazuri. De aceea și sunt necesare acele măsuri sporite de vigilență pentru prevenire și controlul infecției COVID-19, în special la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova. Și desigur, un lucru foarte important rămâne supravegherea epidemiologică pentru perioada următoare. Menționăm că conform ultimei ajustări a listei statelor cu risc sporit epidemiologic de transmitere COVID-19 clasificate ca fiind ca zona roșie pentru care se impune regimul de autoizolare la intrare frontierei de stat pe sensul de intrare, constituie un număr de 63 de state. Da, cunoaștem că principiul stabilirii acestor state fiind 100 de cazuri noi la 100.000 populații. Conform evoluției pe care o urmărim de creștere a numărului noi de cazuri, cel mai probabil către sfârșitul săptămânii, în acea zi când se face, când se ajustează acea listă, va fi completată cu cel puțin încă 12 țări, cum ar fi țări ca Italia, Estonia, Finlanda și Lituania. Fiecare caz este monitorizat minuțios, anume acest lucru permite relativ ținerea sub control a noilor infectări, localizarea și reducerea posibilității de transmitere în continuare. De menționat că pe parcursul săptămânii trecute au fost efectuate un număr record de teste la COVID, 36.344.000 teste. Procentul persoanelor confirmate pozitiv din totalul testelor efectuate la fel este în creștere, astfel fiind în săptămâna precedentă de 2,5% din toate testele efectuate. Pentru perioada următoare, spuneam că sunt planificate fortificarea rețelelor de laboratoare a Agenției Naționale de Sănătate Publică și mai exact în vor fi fortificate laboratoarele din Soroca și Comrat, care vor efectua inclusiv testarea
PCR și pentru trimestrul 4 anului curent, fortificarea laboratoarelor din raionul Iedniț și Căușeni, aceasta semnificativ va crește capacitatea de netestare în continuare. Astăzi, la data de 3 august, în cadrul instituțiilor spitalicești, sunt internați 272 de pacienți, dintre care internați în secțiile terapie intensivă sunt 58 de pacienți. Numărul de persoane care sunt în tratament la domiciliu COVID-19 forme ușoare constituie 865, respectiv de moment, comparativ cu săptămâna trecută, a crescut doar numărul pacienților cu mai mult cu forme ușoare. Numărul pacienților spitalizați, practic, este la nivelul săptămânii precedente. Acum actualizat privind numărul persoanelor vaccinate și cantitatea dozelor recepționate integral. Astfel, cantitatea acestor doze recepționate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale până la moment constituie 1.530.330 doze de vaccin. Practic, peste 433.000 de vaccinuri au intrat în țară acum 2-3 săptămâni. Astfel, actualul stoc în cadrul punctelor de vaccinare constituie în jur de 470.000 de vaccinuri. În total, până la moment au fost administrate 1.051.038 de doze de vaccin. Total vaccinați cu doza întâi sunt 616.100 persoane. Acoperirea națională cu cel puțin o doză de vaccin constituie peste 18%, aceasta fără a lua în calcul numărul cetățenilor care au beneficiat de vaccin în afara țării. Astăzi, deja la această oră, au trecut cifra de 500.000 persoane vaccinate cu schema completă. În ultimele 7 zile au fost administrate 85.313 doze de vaccin, la fel un număr în creștere. Pentru detalii succinte privind stocurile de vaccin, vaccinul AstraZeneca din stocul din toate loturile recepționate care constituie 513.600 a fost administrat deja 98,5%. De menționat că 250.000 de vaccinuri au avut termen de valabilitate până la 31.07, sfârșitul lunii iulie. Astfel, informăm că toate aceste doze de vaccin au fost administrate până la expirarea termenului indicat, datorită managementului corect și tuturor colegilor din teritoriu. Doar puținele doze de vaccin care au rămas, AstraZeneca, sunt cu termenul de valabilitate până la sfârșitul lunii august. De menționat că sunt mai puține decât cele necesare pentru efectuarea rapelului, dar și în acest context informăm că pe parcursul lunii curente, lunii august și lunii septembrie, vom recepționa donații din partea țării Letonia, 30.000 de vaccinuri, AstraZeneca și Lituaniei, 26.500, cu termen de valabilitate cel puțin 3 luni, pentru ce le mulțumim mult pentru ajutorul acordat. În acest sens, deja au fost semnate actele necesare trilaterale. Vaccinul Pfizer, pe parcursul ultimelor 2 săptămâni, au fost distribuite 2 loturi. De primul lot, 50.310, din lotul donat din România. Cealaltă parte sunt securizate pentru asigurarea dozei de 2 de rapel și alte 30.420 care au fost distribuite imediat după recepționare din lotul achiziționat, cel de 700.000 de vaccinuri. Dar și urmează pentru săptămâna curentă să mă recepționăm din acest lot contractat un număr de 7.020 de vaccinuri. Dar conform discuțiile permanente care le avem cu compania Pfizer, avem promisiunea că după data de 12 august loturile vor fi mai mari, posibil chiar de 2 ori pe săptămână. Vaccinul Sinovac din cele 100.000 de vaccinuri achiziționat s-a reușit practic administrarea până la moment a 80.000, respectiv 80%, ce a rămas practic va fi administrat pentru doza numărul 2. Vaccinul
Johnson & Johnson, recepționat prin platforma COVAX, prin două loturi a câte 151.200, este administrat în jur de la 5.000 de persoane zilnic, un lucru îmbucurător. Chiar dacă recent s-a inițiat vaccinarea cu acest tip de vaccin, deja peste 65.000 de persoane au beneficiat de imunizare cu vaccinul Johnson & Johnson. La nivel mondial, rata de acoperire cu vaccin constituie 28,5%. Zilnic sunt administrate mai mult de 37 de milioane de vaccinuri. În total au fost administrate 4,15 miliarde doze de vaccin. Media vaccinării țărilor din continentul european constituie 48,9%. De fapt, este principalul obiectiv pentru termen scurt pe care îl urmărim. România este cu un procent de acoperire națională cu 26% și, de menționat, țările din spațiul estic, cu care în principiu suntem comparabili datorită inițierii campaniei de vaccinare în aceeași perioadă cu Republica Moldova, ar fi Belarus cu 14%, rata de acoperire națională, Ucraina 8,2% și Georgia 8,7% rata de acoperire națională. Amintim că pe teritoriul țării sunt amplasate în continuare mai mult de 530 de puncte de vaccinare. Îndemnăm, dacă sunt obstacole în oarecare regiune la accesarea vaccinării, să contacteze colegii noștri de la linia verde a Agenției Naționale de Sănătate Publică la numărul 0800123300. Astfel, în scurt timp, se va asigura soluționarea problemei, dar în principiu nu există localitate sau teritoriu unde să nu fie acoperit cu stocuri suficiente de vaccin care sunt la necesitate completate zilnic. Alte acțiuni importante care fac parte din campania de vaccinare. Săptămâna trecută a fost deschis un nou punct temporar de vaccinare la aeroportul internațional Chișinău. Doar în 7 zile s-a reușit vaccinarea aproximativ 900 de persoane. Pentru ce le mulțumim colegilor care asigură acel punct de vaccinare, spuneam că sunt din patru instituții, colegi din patru instituții republicane. O inițiativă la fel foarte bună în acest weekend a fost organizarea de către Primăria Municipiului Chișinău maratonul de vaccinare destinat cadrelor didactice, unde s-au vaccinat peste 850 de profesori. Astfel, în municipiul Chișinău sunt circa 60% cadre didactice vaccinate, un exemplu bun pentru alte teritorii. Aceste exerciții vor urma și în celelalte raioane. Astăzi este planificat ședința Comitetului Național de Coordonare a Activităților de Imunizare Anticovid-19 de pe lângă prim-ministru, unde vor fi înaintate propuneri pentru măsuri care să contribuie la sporirea gradului de acceptabilitate a vaccinurilor anti-COVID-19 și a ratei de acoperire vaccinală a populației propriu-zise în Republica Moldova. Mâine, la data de 4 august, planificăm lansarea campaniei de informare și sensibilizare a populației din mediul rural despre importanța și beneficiile vaccinării împotriva COVID-19, cu sloganul sau intitulat Vaccinează-te pentru ca viața să revină la normal, care va începe în raionul Anenii Noi. Ne propunem programat să ajungem în fiecare localitate rurală, prioritate fiind acele sate cu o rată de acoperire vaccinală mai scăzută. Specialiștii din sănătate publică și comunicare vor merge din sat în sat, de la casă la casă, pentru a comunica direct cu oamenii despre vaccinare, vaccinuri, beneficii și riscuri. Pe parcursul a câteva luni, echipele mobile, prin intermediul și inclusiv a unui mijloc de transport, autocarul sănătății, vor ajunge în 24 de raioane planificate deocamdată, pentru a crește nivelul de conștientizare și înțelegere a populației cu privire la importanța vaccinării. La fel, mâine, în cadrul aceeași campanii de informare, vor fi lansate două spoturi video, astfel venim cu o rugăminte către instituțiile din mass media să difuzeze aceste spoturi video și inclusiv cu această ocazie
Mulțumim acelor instituții media care sunt solidare și responsabile în acest sens pe parcursul toatei campanii. Această campanie de comunicare menționată, care va fi inițiată mâine, este realizată în cadrul proiectului Băncii Mondiale Răspuns de Urgență la COVID-19 în Republica Moldova. La fel, în acest weekend, pentru weekendul care vine, sunt planificate activități de desfășurare în cadrul campaniei de vaccinare în mai multe raioane. Sunt planificate mobilizarea mai multor echipe mobile, mai ales către zonele rurale, cum și menționam, pentru a ne pregăti foarte bine pentru perioada următoare, care s-ar putea, din păcate, asocia cu un val de îmbolnăviri, cu un val nou de îmbolnăviri. Facem toate aceste acțiuni posibile pentru a duce cât mai aproape de cetățeni posibilitatea de a se vaccina și pentru a crește numărul zilnic de persoane. Dar de menționat referitor la certificatul de vaccinare, vineri, la data de 30 iulie, a avut loc o videoconferință dedicată discutării formularului de autoevaluare a Republicii Moldova privind emiterea certificatului digital al UE pentru COVID-19. La reuniune au participat reprezentanții DG Sante, DG Connect și după ședință, pe parcursul zilei de sâmbătă și duminică, au fost efectuate toate modificările sugerate de către colegii de la Consiliul Europei de îmbunătățire, conform ultimilor prevederi care iarăși au mai parvenit ale specificațiilor certificatului de vaccinare. Astfel, ieri a fost expediată ultima versiune oficială ajustată și deja urmează lansarea testărilor pentru asigurarea compatibilității sistemului de certificare al Republicii Moldova cu cel al Uniunii Europene. Aceasta va permite emiterea decizii de echivalare a sistemelor de către Uniunea Europeană și conectarea propriu-zisă. De menționat că, dincolo de acest aspect birocratic de armonizare care este în proces și sunt efectuate toate acțiunile necesare din partea noastră, menționăm că, și va fi finalizat în cel mai scurt timp, menționăm că nu avem semnale de la cetățenii noștri de neacceptanță a certificatului de vaccinare de vreun oarecare stat din lume. Astfel, certificatele emise au toate variabile necesare și sunt acceptate la toate frontierele de stat. Cam aceasta. De menționat că pandemia nu s-a sfârșit, nu putem vorbi de încă o imunitate colectivă. Acum este perioada cea mai potrivită să intensificăm campania de vaccinare. Nu trebuie să așteptăm să crească numărul de cazuri, în special în perspectiva variantelor virale care sunt în creștere, tulpina Delta, care este mai contagioasă, se transmite mai ușor și mai repede de la o persoană la alta și, evident, nu este restricționată de bariere geografice. Le mulțumim tuturor care se vaccinează pentru ca țara să revină cât mai repede la normalitate și le mulțumim la întreg sistemul medical pentru aportul deosebit în vaccinarea cetățenilor și în acest context, în special asistenții medicale primare. Cu acestea fiind spuse, ofer cuvântul colegului domnului Veceslav Guțu, medic epidemiolog. Bună ziua tuturor! Până la momentul de față, Republica Moldova a recepționat 1.530.330 de doze. Cele mai recente doze care au fost recepționate au fost pe parcursul săptămânii trecute, astfel că Republica Moldova pe data de 1 august a recepționat un lot de vaccin în cantitate de 151.200 doze de vaccin Janssen, produs de compania Johnson & Johnson, care a fost livrat țării noastre prin platforma COVAX de către Guvernul Statelor Unite ale Americii. Și Republica Moldova, tot pe parcursul săptămânii recente, a recepționat și prima cantitate de vaccin Comirnaty produs de compania Pfizer-BioNTech în cantitate de 30.420 de doze din lotul care a fost achiziționat de Republica Moldova din lotul de peste 700.000 de doze.
Menționez că până la momentul de față, din totalul dozelor care au fost recepționate de Republica Moldova, în peste 68% din aceste deja au fost administrate. Până la moment, de la începutul campaniei de vaccinare anticovid-19 din 2 martie 2021, au fost administrate peste 1.051.038 doze. Populația generală cu o doză constituie 18%, acoperirea națională cu o schemă completă constituie peste 15%. Vaccinarea în rândul lucrătorilor medicali cu o doză este de 87%, cu două doze este peste 83%. Până la moment 43% sunt bărbați, iar 57% din cei vaccinați sunt femei. Acoperire vaccinală pe categoriile de vârstă cu o schemă completă de vaccinare. În grupul de vârstă 19-49 de ani se înregistrează o acoperire destul încă de joasă, astfel că în grupul 19-29 noi avem 11%, 30-39 17, 40-49 avem 23%, 50-59 26%, în grupul de vârstă 60-69 37, în grupul de vârstă 70-79 avem 41% care au o schemă completă de vaccinare și peste persoanele cu vârstă de peste 80 de ani constituie 18%. Datele săptămânale ale campaniei de vaccinare COVID-19. Deci, în comparație cu săptămâna 19-25 iulie, când au fost administrate pentru prima doză în jur de 48.940 de doze, în săptămâna curentă 26 iulie, 1 august, au fost administrate peste 57.000 de doze de vaccin pentru doza 1. Date cu privire la acoperire vaccinală în dependență de teritoriile administrative ale Republicii Moldova. Cea mai înaltă acoperire de semne se înregistrează în municipiul Chișinău, ceea ce constituie 22% de persoane care au o schemă completă de vaccinare, urmată de teritorii care au în jur de 15%, cum ar fi Soroca, Cimișlia, Strășeni. Cele mai scăzute rate de acoperire vaccinală în rândul teritoriilor se înregistrează în raioanele Sângerei 10%, Taraclia 8,5% și teritoriile din Otaga-Găuzia în jur de 8%. Vaccinarea sau proporția medie săptămânală a lucrătorilor din domeniul medical infectați COVID-19 din numărul total de cazuri. Dacă în săptămâna 26 iulie, 1 august au fost înregistrate 857 de cazuri de COVID-19, doar 17 au fost în rândul lucrătorilor medicali, ceea ce constituie 2% din aceștia, și menționăm că scăderea practic este cu 90% în rândul acestora până la începutul campaniei de vaccinare, în comparație. Testați pozitiv la SARS-CoV-2. Deci, până la momentul de față, 0,3% și 0,8% de persoane care au avut un test COVID pozitiv au fost imunizate. Asta înseamnă că 521 de persoane din cele 616.102 persoane vaccinate. Și intervalul mediu de zile de la administrare și debut constituie 13 zile. Date ale campaniei de vaccinare cu privire la evenimentele adverse post-imunizare. Până la moment au fost raportate 1453 de evenimente adverse post-imunizare, astfel că 93% din acestea au fost evenimente ușoare care s-au manifestat prin durere locală, febră, nu mai mult de 38,5 grade, oboseală, dureri musculare și dureri articulare. În jur de 7% din acestea au fost evenimente adverse post-imunizare
cu grad moderat, ceea ce înseamnă că persoanele au avut febră mai mult de 38,5 și o reacție alergică. Deci forme severe după administrarea vaccinurilor anti-COVID-19 în Republica Moldova nu s-au înregistrat, ceea ce constituie 0%. Deci vaccinarea salvează vieți și cu această notă vreau să rog ca toți cetățenii să se informeze din cele mai sigure surse de informare cu privire la vaccinarea anti-COVID-19. Eu vă mulțumesc și la cuvântul domnului secretar. Da, mulțumim mult, domnul Vecislav. Poftim, dacă sunt careva întrebări de clarificat, suntem disponibili să vă răspundem. Deci cu toții cunoaștem că vaccinarea obligatorie nu este recomandată nici de Organizația Mondială a Sănătății, nici Republica Moldova nu, de asemenea, nu recomandă vaccinarea obligatorie. În acest context, obiectivul care a fost pus de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică cu privire la faptul ca fiecare instituție să aibă 70% din angajați vaccinați, din 70% din angajați fi vaccinați, este prin faptul ca fiecare conducător de instituție este responsabil de sănătatea angajaților și prin acest aspect el trebuie să promoveze vaccinarea în rândul angajaților. Deoarece prin vaccinare noi putem să prevenim răspândirea și limitarea infecției COVID-19. Deocamdată spuneam că sunt internați în instituțiile spitalicești în jur de 250 de pacienți, dintre care 58 sunt în stare gravă, deci în secțiile de terapie intensivă. O cifră din trecutul nu prea îndepărtat, să amintesc, când în instituțiile spitalicești erau internați în jur de 4.500 de persoane, deci cu 20 de ori mai mult. Instituțiile sunt disponibile pentru aceasta. La moment sunt un număr destul de redus de instituții în care cu secții de COVID-19. La moment, cifra de astăzi de 252 de pacienți spitalizați este la nivelul aceeași săptămâni. În dependență de evoluția situației, sigur că într-o zi, două, acestea vor fi redeschise. Regional, unde va fi necesitate. Sperăm că lucrurile să reușim să le ținem la control, să nu fie necesitate de a deschide noi secții de COVID. Pentru aceasta, principalul trebuie să persoanele să conștientizeze și să vaccineze cât mai curând și să nu așteptăm, cum am menționat, acea ridicare a numărului de cazuri pentru a ne vaccina. Mulțumesc. Da, menționăm că ceea ce menționați dumneavoastră este că Organizația Mondială a Sănătății deja recomandă vaccinarea copiilor cu din grupele 12-16 ani și anume cu serurile Comirnaty produs de compania Pfizer-BioNTech și vaccinul Moderna. Republica Moldova, desigur, până la moment nu a recomandat acest aspect din considerentul că încă sunt stocuri insuficiente de vaccin, de aceste vaccinuri. În general, noi avem doar Pfizer, Moderna încă nu avem, dar odată cu recepționarea acestor 700.000 de doze, desigur, țara deja ia în calcul ca în următoarea perioadă noi să includem în Planul Național de Imunizare anti-COVID-19 și acest aspect. Mulțumesc! Vaccinați, propriu-zis. Și aceste sume variază între 1.000 de lei, 200 de euro.
Cum explic acest lucru autorității? Bine, mai exact despre sumele vehiculate sau în cazurile în speță nu cunoaștem. Noi avem permanentă comunicare cu colegii noștri, în special din cadrul asistenței medicale primare, care sunt responsabile de punctele de vaccinare. Privind vigilența anume acestor cazuri, sunt efectuate acele rugăminți și avertizări de rigoare. Îndemnăm ca în cazul când cunoaștem exact aceste lucruri, să nu fie ele doar în discuție, să fie sau informat Ministerul Sănătății și cel mai bine organele competente pentru astfel de cazuri. Mai exact, nu am avut situații notificate la minister, așa, dar îndemnăm imediat ce sunt astfel de semnale sau alarme să fie notificate organele competente pentru a se lua măsuri cât mai urgent. Bine, la moment, nici Organizația Mondială a Sănătății încă nu recomandă administrarea celei de-a treia doze de vaccin. Deci menționăm că până la moment, de la începutul campaniei de vaccinare din luna decembrie, sunt în jur de 8 luni și până la moment toate studiile care sunt efectuate arată că două doze de vaccin sunt suficiente pentru a proteja organismul de complicații ale infecției de COVID-19 în 100%. Odată cu trecerea timpului, studiile vor arăta dacă este necesar o a treia doză și care va fi și perioada administrării acestei doze. Bine, noi avem în jur de 600.000 de persoane vaccinate, 1.000.000 de doze administrate, exact, și... Da. Conform, în principiu, numărul de populații, distribuția vaccinului se efectuează conform populației eligibile la fiecare centru de asistență medicală primară din țară. Numărul populației în total la care facem acea distribuție este 3,5 milioane, respectiv numărul populației eligibile cu vârsta de la 18 ani în sus constituie 2,7 milioane. Obiectiv, acestea sunt datele oficiale Biroului Național de Statistică cu care noi operăm, dar obiectiv, după cum cunoaștem, numărul chiar și conform recensământului din 2014, care a constatat un număr net inferior numărului populației, probabil numărul populației eligibile ar fi semnificativ sub 2 milioane de persoane. Astfel, rata de acoperire obiectivă cu persoanele aflate în țară ar fi mult mai crescută. Dar, oricum, este foarte mult de lucru în continuare. Măsurile noi, în primul rând, iarăși acele măsuri mai puțin plăcute care au fost acum recent introduse, stabilirea țărilor care sunt cu un risc ridicat epidemiologic, care provin din zona roșie, cum am spus, la moment sunt 63 de țări, plus către sfârșitul săptămânii, cel mai probabil această listă va fi completată cu regret spre mărire cu în jur de 12 țări. Această măsură, să-i spunem, poate mai puțin populară, desigur ne-a asigurat un filtru destul de semnificativ a numărul noilor de cazuri, în special de import. Și, desigur, important sunt în continuare păstrarea acelor măsuri foarte simple, care nu necesită investiții, purtarea corectă a măștii, spălatul frecvent pe mâini, și evitarea aglomerațiilor și păstrarea distanței sociale corespunzătoare. Și o completizare la certificatul de vaccinare. Ați menționat că în cel mai scurt timp ar putea fi deja
în ziua de vineri, pe data de 30 iulie, am avut cea mai importantă ședință foarte largă cu reprezentanții departamentelor tehnologiei informaționale la nivelul Comisiei Europene. În principiu, din toate cele, au fost mici propuneri de ajustare pentru certificatul nostru. Parcursul weekendului precedent deja s-au făcut, respectiv au fost trimise oficial pentru aprobare, armonizare. De menționat că, la fel cum este și la noi perioada de concedii, același lucru este și la colegii de acolo. Cel mai important lucru, de fapt, este că de către noi au fost efectuate toate acele măsuri necesare. Și de menționat că se pune accent foarte mult când va fi acea zi de armonizare sau de semnare a documentului, dar la moment cetățenii Republicii Moldova cu certificatul deținut actual, în versiunea actuală, nu au careva probleme la traversarea frontierilor a statelor străini. Cel mai important lucru. Și până la urmă, certificatul care ar urma să fie armonizat cu Uniunea Europeană ține de anume de accesul în cadrul țărilor din Uniunea Europeană, dar nu și alte țări. Certificatul moldovenesc, elaborat în Republica Moldova, conține practic toate elementele la nivel internațional de securitate și armonizare. Mulțumesc! Mai am o întrebare. Dacă ne puteți spune care este situația cu turbina Delta în Republica Moldova, laboratoarele noastre au primit reactiv pentru a detesta această variantă, pentru că știm că se discuta despre acest lucru. Și să ne spuneți dacă mai există suspecții, pacienți suspecți cu noua turbină și poate au fost trimise iarăși probe spre laboratoarele internaționale. Bine, probe încă nu au fost transmise, deci deoarece foarte recent au fost transmise cele 15 probe, dintre care 12 au fost pozitive la tulpina Delta, astfel că din aceste 12, 7 au fost cazuri de import. Desigur, laboratorul Agenției Naționale de Sănătate Publică este în fază de pregătire și recepționare a unor echipamente care să asigure capacitatea de depistare a acestei tulpini. Deci, în continuare, deci nu putem spune exact din ce moment și din ce dată vom începe testarea, dar sperăm că cu sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie, deja să putem și noi testa, deoarece Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca măcar 10% din tulpini să fie, din testele pozitive, să fie testate și la tipul tulpinii care circulă în țară. Bine, dumneavoastră, în primul rând, cunoașteți despre faptul că simptomele, în general, la tulpinii Delta nu diferă foarte mult de celelalte simptome. Să o spunem așa, principala caracteristică a tulpinii Delta este gradul ei de contagiozitate. Dacă în cazul celorlalte tulpini se infectau 3-4 persoane, în cazul tulpinii Delta se pot infecta până la 7-8 persoane. Deci, tratamentul practic este același, tratament asimptomatic, deoarece tratament pentru virusul SARS-CoV-2 încă nu este și cam acestea. Și se cunoaște câte persoane au infectat acele persoane? Bine, desigur, odată cu creșterea, bine, contactii toți au fost stabiliți și supuși monitorizării. Un număr exact nu putem să vă dăm, dar oricum, noi dacă vorbim despre în general vorbim și despre respectarea măsurilor, persoanele date dacă au fost testate în urma lor, desigur, au fost stabiliți toți contactii și supuși supravegherii. Da. Vă mulțumim frumos și vă dorim o zi bună în continuare.